Pompierii de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu izbucnit la un transformator electric din comuna Valea Mare Pravăț. Au fost afectați consumatorii casnici și firme de pe strada Valea Foii și drumul național Câmpul Lung Brașov. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină un incendiu cu dus la transformator electric pe raza comunii Valea Mare Pravăț. Acesta a intervenit cu o auto specială cu apă și spumă pentru stingerea incendiului. În urma acestui incendiu a ars vegetația pe o suprafață de 3 metri pătrați și s-a defectat un descărcător electric cu rezistență variabilă de la punctul de transformare electrică. Lucrătorii societății de distribuție electrică au remediat în cel mai scurt timp avaria produsă. Temperaturile ridicate din ultimele două zile au afectat furnizarea cu energie electrică mai multe zone din municipiul Câmpul Lung. Timp de câteva ore, iluminatul public a fost întrerupt.